Bună seara și bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre riscurile la adresa securității Republicii Moldova. Sunt multe. Despre fiecare în parte sper să ajungem să discutăm cu invitații noștri din această seară. Dați-mi voie să-i prezint. Este vorba despre domnul Vlad Culminski, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, fost vicepremier pe reintegrare. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Valeriu Pașa, care este expert Watchdog. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Spuneam că sunt multe aceste riscuri. Discutăm și atragem atenția special la declarațiile din ultima perioadă ale oficialilor ruși, care unde tonul s-a agravat. Acestea sau ar trebui sau nu să ne îngrijoreze, vreau să vedem în această seară. Transnistria și Găgăuzia transmit la fel niște semnale care la fel ar trebui să ne sporească, potrivit unora, vigilența. Toate acestea vin pe fundal unei crize energetice pe care, ale cărei proporții încă nu le cunoaștem, dar ni le putem imagina, urmărind și după ceea ce se întâmplă în general în Europa. Acestea sunt câteva din riscuri pe care le-am identificat, dar vreau să aud și pozițiile domniilor voastre. Vorbeam despre declarații și propun să începem cu ultima declarație pe care am văzut-o astăzi, a deputatului rus Leonid Slutsky, care este liderul partidului ultranaționalist LDPR, care a îndemnat Moscova să-și sporească sprijinul pentru Transnistria, regiune care ar aparține Rusiei. Haideți să vedem scurta declarație și să ne întoarcem. Este наша територія. І понятно, що головне, що по цій території існує, це економіка. Треба відновлювати аеропорт Тирасполь. Треба, помимо молдавської ГРЕС, Молдгрес, другие развивать инфраструктурно значимые проекты, и сейчас это идет. На самом деле, все, что связано с обеими берегами Днестра, это боль, потому что ситуация идет как-то очень по ломаной линии. Вы видите, какая свистопляска с политической жизнью Молдовы. Все это имеет, конечно, фактор отрицательной обратной связи и на соседний берег Днестра. Большое искушение получить молдавское гражданство, без виз въезжать в Европейский Союз. Ну и дальше, коллеги, давайте посмотрим, как пойдет специальная военная операция. Не будем сейчас заниматься фантазиями на эту тему, потому что эта ситуация тяжелая, кровоточащая в прямом смысле слова. Da, am văzut încă o declarație care vine de la Moscova. Eram obișnuiți cu declarațiile fostului lider al acestui partid, dar totuși, cum vedeți aceste afirmații? Eu consider că noi trebuie să analizăm aceste afirmații într-un context. Contextul mai larg, deja de mai bine de o săptămână, când diferiți oficiali sau figuri care fie formal sau neformal reprezint opinia Kremlinului, fac declarații care vizează Republica Moldova în general și în special regiunea transnistreană. Mă refer la două declarații la rând făcute de ministrul de externe a Federației Ruse Lavrov sau viceministrul de externe al Federației Ruse, exact în aceeași cheie. Au mai fost aceste declarații al lui Slutsky, deci toate apar într-o perioadă foarte scurtă de timp. Mă, trebuie să înțelegem că astfel de declarații nu apar întâmplător. Cei ce aștept tot sunt niște purtători de mesaje care nu vorbesc din capul lor sau nu vorbesc creșind din nu știu că i-au întrebat jurnaliștii, de exemplu, pentru că și jurnaliștii care au acces la acești vorbitori în Federația Rusă sunt cu agenda. Ei tot primesc niște indicații ce sunt trebuie și cum sunt trebuie. Da, sau cum sunt unele declarații ale Ministerului de Externe, este purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova, da, care iese și spune că am primit niște întrebări și răspund echipurile la ele. Cine au pus întrebările astea? În ce context? Adică ei, de fapt, nu răspund la întrebări. Ei afirmă. Da, deci, ceea ce înseamnă că astea nu sunt niște afirmații accidentale. Deci este o intensificare a declarațiilor pe subiectul Republica Moldova, care face parte dintr-o operațiune de influență mai largă.
Dar ce scop au aceste... Ele au scopul să influențeze opinia publică din Federația Rusă, în primul rând, dar și opinia publică din Republica Moldova, pentru că se înțelege foarte bine că ele vor fi preluate amplu și aduse la cunoștință tuturor cetățenilor Republicii Moldova de către presa de la noi, și nu mă refer doar la presa care este afiliată sau sponsorizată de Rusia. Este firesc, odată ce Lavrov spune că un atac asupra forțelor de menținere a păcii ruse, cum le-a numit el din Transnistria, reprezintă un atac asupra Federației Ruse. Teme recurente care încearcă să creeze pentru un număr cât mai mare de cetățeni, atât în Republica Moldova cât și în Rusia, o imagine fake a realității. Se afirmă că ar fi cumva vizate sau neglijate drepturile vorbitorilor de limbă rusă în Republica Moldova. Un fals absolut. Sau că încearcă să... De la acest fals a început un război. Sau exact, un, da. Deci noi, de fapt, suntem vizat de exact același tip de retorică care a fost vizată ani de zile Ucraina. Sau că autoritățile Republicii Moldova s-ar pregăti pentru escaladarea unui conflict militar sau pentru lansarea unui conflict militar, mai bine spus, pe Nistru. Și iată, de asta se înarmează. Deci asta rămâne un semn de întrebare ce urmărește în ultimă instanță, dar cu siguranță astea nu sunt niște afirmații accidentale. Deci se pregătește opinia publică pentru ceva. Pentru ce anume? Bine, putem să încercăm, să presupunem, nu cunoaștem cu siguranță aceste lucruri. Pentru ce? Este întrebarea cheie. Eu cred că tabloul este mult mai larg și mult mai nuanțat și mult mai complex. Eu cred că noi o să avem nevoie de 4 emisiuni ca să le analizăm în întregime, dar unele lucruri pentru mine sunt foarte clare. Deci ceea ce, despre ce a vorbit colegul meu, că parcă există probleme cu respectarea drepturilor a vorbitorilor de limba rusă în Republica Moldova, ceea ce pur și simplu nu este adevărat. Deci Republica Moldova întotdeauna a fost un stat democratic, unde lumea nu se teme să vorbească rusă, găgăuză, bulgară, deci a fost întotdeauna un stat liber. Ne uităm în Parlament și vedem asta din Este una din realizările al acestui stat de care ține foarte mult oricare guvernare. Livrarea gazelor naturale este al doilea aspect foarte, foarte și foarte problematic. Ceea ce a zis domnul Slutsky de la Partidul Liberal din Federația Rusă. Eu sper foarte mult, totuși, că în Federația Rusă sunt oameni raționali, pentru că, după părerea mea, ceea ce noi auzim, toate aceste declarații, pentru mine seamănă a loviturii de stat, dacă doriți. Da? Eu cred că acum... În ce sens? Eu vă explic în ce sens. Deci acum, pentru Republica Moldova, pericol de o invazie din exterior este practic minim. Nu se va întâmpla acest lucru. Dar este absolut clar că în interiorul țării există un potențial de destabilizare care este cauzat de mai mulți factori, inclusiv inflația mare, inclusiv preț la gaz, inclusiv incertitudinea. Deci și noi vedem că sunt încercări de a crea un conflict practic pe loc gol, etc., etc. Deci, situația în genere este propice pentru destabilizare internă. Adică deci, asta ar însemna pentru schimbarea puterii? Asta ar însemna schimbarea puterii. Deci eu nu afirm acest lucru, dar eu cred că guvernul, ca un guvern responsabil, ar trebui să fie pregătit pentru acest scenariu. Deci, eu vă spun următorul lucru. E că dacă noi, spre exemplu, luăm politicele care au fost aplicate de către Federația Rusă vis-a-vis de Republica Moldova și Ucraina, ele denotă un lucru foarte și foarte clar. Cei din Federația Rusă nu prea înțeleg ce se întâmplă aici în Republica Moldova la nivelul societății, ce se întâmplă cu mentalitatea oamenilor, cu aspirațiile oamenilor, da? Pentru că ei cumva acționează de parcă Republica Moldova ar fi fost provincie Federației Rusie sau, nu știu, al 15-lea republică în cadrul Uniunii Sovietice. Deci, ei pur și simplu nu înțeleg și din cauza aceasta, ceea ce ei planifică pentru Republica Moldova de obicei este foarte greșit. Toată lumea era absolut sigură, spre exemplu, că domnul Dodon cumva va câștiga miraculos aceste alegeri. Toată lumea în Moscova. Toată lumea în Moscova, da. Deci, inclusiv și domnul Dodon. Era absolut sigur că domnul Dodon va câștiga fără probleme aceste alegeri și chiar a fost o mare surpriză pentru ei când el a pierdut aceste alegeri în mod lamentabil, ceea ce nu a fost o surpriză pentru nimeni în această țară. Deci, Ucraina,
eu nu știu cine și cum planifica să cucerească Ucraina în 5 zile, deci asta semăna a operațiunii speciale din Afganistan, care a început în anul 1978, deci când a fost omorât atunci președintele Afganistanului, Amin, și după care deci, Uniunea Sovietică cumva controla situația la nivel central. Da? Deci absolut o greșeală enormă din punct de vedere a planificării, pentru că Ucraina este țara care este gata să se apere și să-și sacrifice viețile proprii pentru a-și păstra dreptul la autodeterminare, la identitate proprie. Republica Moldova, dacă cineva acum crede că va fi foarte ușor prin, nu știu, proteste, prin lovituri de stat sau prin răsturnare de putere, cumva să clatin clădirea guvernului și toată lumea va cădea pe pământ și tu pur și simplu o să poți să înlocuiești acești oameni cu guvernul care este mai prietenos, este iarăși o greșeală enormă, pentru că nu se va întâmpla acest lucru. Deci, precis că nu va fi posibil să faci acest lucru și să păstrezi calmă și stabilitate în regiunea transnistriană. Gândiți-vă la ucraineni. Ce ar trebui să creadă, spre exemplu, ministrul de apărare a Ucrainei sau, nu știu, șeful Consiliului de Securitate, a domnul Danilov, când cineva din Federația Rusă vorbește despre aeroportul din Tiraspol? Asta e prima întrebare. A doua întrebare. Asta e o întrebare la care chiar ne-am dorit un răspuns. Ce ar trebui să creadă Kievul pentru care regiunea transnistriană este un pericol existențial? Dar ce ar trebui să creadă? Declarațiile celor de la Kiev care ce au spus că sunt creadă gata să intervină în cazul în care Republica Moldova va cere. Ce ar trebui să creadă cei de la Tiraspol? Ei sunt de acord cu așa ceva, pentru că ei s-au comportat în mod exemplar. Dacă dumneavoastră ați observat, deci nu a fost nicio afirmație, nicio declarație care ar putea provoca nemulțumirea Ucrainei sau Republicii Moldova. Există un dialog dintre Chișinău și Tiraspol. Sau a Chișinăului. Eu am în vedere că iată dacă, și eu sper foarte mult că nu este așa, dar dacă se planifică un fel de răsturnare a puterii în Republica Moldova sau o lovitură de stat, toți cei care ar fi gata să participe în așa ceva trebuie să înțeleagă un simplu lucru, că nu va fi atât de ușor, nu se va întâmpla în mod automat. În Republica Moldova sunt mulți oameni pro-europeni, deci care ar fi gata pur și simplu să apere ceea ce noi avem acum. Bine, acești oameni pro-europeni sunt afectați la fel pe de criză. De criză. Noi, asta este o mare problemă. Pe lângă aceste amenințări din afară, Republica Moldova se confruntă cu cea mai mare inflație din Europa după Turcia, da? Avem 33%. Toate ajutoarele pe care guvernul încearcă să le acorde, da, ele sunt binevenite, dar în același timp puterea de cumpărare a omului scade pe zi ce trece și ne așteaptă încă o iarnă în care nu știm vom avea gaz sau nu, ce se va întâmpla. Și ultima, eu sper foarte mult că noi am văzut că domnul respectiv a fost foarte emoționat când el a făcut aceste afirmații. Haideți să sperăm că nu este politica oficială, pentru că dacă ceea ce spune dumnealui chiar, știți cum a fost gândit undeva pe la, nu știu, autoritățile Federației Rusiei, este extrem de periculos, pentru că asta automat pune în alertă Ucraina, pentru care asta prezintă un pericol de securitate foarte serios. Dar și România, spre exemplu, da? Un membru NATO. Pentru că dacă planul este să creezi un guvern pro-rusesc aici, în Republica Moldova, ce ar însemna asta din punct de vedere a securității pentru România și pentru Ucraina? Da? Deci tu poți să destabilizezi situația în regiune, fără doar și poate, pentru că desigur că situația este foarte incertă, dar tu nu poți să atingi acest obiectiv de a înlocui guvernul din Chișinău cu un guvern mai prielnic și să păstrezi cumva calmul și stabilitatea în regiunea transnistriană, pentru că va fi destabilizată toată țara, inclusiv regiunea transnistriană. După declarațiile făcute de Lavrov săptămâna trecută, chiar joia trecută, consilierul președintelui ucrainean, Mihailo Podoleac, a spus că Ministerul Rus al Afacerilor Externe al Rusiei a anunțat direct că următoarea țintă este Republica Moldova. Bine, nu este o surpriză. Trebuie să conștientizăm un lucru. Dacă operațiunea militară sau această agresiune militară mergea după plan, armata rusă era astăzi la Chișinău. Nu astăzi, de mult, în martie.
Deci ei nu au făcut planuri specifice legate de Republica Moldova pentru că o consideră neînsemnată și incapabilă să opună orice fel de rezistență. Un fel de anexă geopolitică, da, a Ucrainei. Care s-ar fi predat în mod automat. Cam asta este modul de gândire a strategilor ruși. Este important să intrăm un pic în esența felului în care se pregătesc și se iau decizii, inclusiv care visează Republica Moldova, în Federația Rusă. Ei nici nu consideră politică externă relațiile cu țările ex-sovietice. Dar, pentru asta, încă în perioada primului mandat al lui Vladimir Putin, a fost creat un serviciu aparte în cadrul FSB. FSB fiind serviciul de securitate internă, un fel de echivalent, dacă ar veni în România, SRI, da? Unde spre despre de Republica Moldova există serviciul de informații externe, serviciul de informații interne. Păi iată, acest FSB, el era ține de politică internă. Și au creat în cadrul lui un serviciu care să se ocupe de țările ex-sovietice. Nu în sens clasic de serviciu special care colectează informații de diferit tip, da? Intelligence în sens clasic. Dar să se ocupe de amestecul și influențarea proceselor interne din aceste țări, inclusiv Republica Moldova. Și acolo acest serviciu este condus de deja celebru, legendarul pe alocuri, general pe nume Beseda. Și acolo sunt diferite departamente. Și inclusiv este un departament numărul 11 care este responsabil de Republica Moldova. Deci aceasta este unitatea administrației Federației Rusă, cea mai importantă, cea mai mare, care se ocupă, e greu de spus, de relația cu Republica Moldova, dar de amestecul și influențarea lucrurilor care se întâmplă în Republica Moldova. Evident că există și un departament în cadrul administrației prezidențiale a Kremlinului, care este direct responsabil și cumva aceasta este interfața, inclusiv oamenii care în mod fizic interacționează cu persoane de la Chișinău, fie din administrație, fie cei care sunt interpușii lor aici, de tip Dodon. Da? Celebra direcție condusă în trecut de un general venit din Serviciul de Informații Externe a Rusiei, Cernov, care avea un departament condus de un colonel din același serviciu venit, pe nume Maslov, care s-a ocupat, el era omul cheie pe Republica Moldova, da, ani și ani la rând. Deci trebuie să înțelegem un pic logica cum se întâmplă lucrurile. Iată, acești oameni au aici agentură, au bugete, la fel cum au avut și pentru Ucraina. Cineva de aici le scrie note, ei colectează informații și în baza la asta fac tot felul de planuri. La finele lunii aprilie, anul curent, cu referință la servicii speciale a Marii Britanii, au fost publicate niște informații despre operațiuni de destabilizare care se pregătea în preajma zilei de 9 mai. Planul, dacă așa foarte scurt, era cam următorul. Guvernarea Republicii Moldova a interzis simbolurile asociate cu războiul, panglica Sfântul Gheorghe și altele. Și pune amenzi pentru asta. Oamenii vor veni la manifestația de 9 mai. Anterior de asta o să se tensioneze situația. Guvernul o să împarte amenzi enorme la toată lumea și lumea o să răscoală din cauza asta. Orice om rațional care înțelege un pic cum se întâmplă lucrurile în Republica Moldova o să spun, oamenii ăștia nu sunt serioși. Ei pe bune au crezut în asta. Și au pedalat. Dacă o să luați inclusiv relatările din presă, o să vedeți când au fost acele provocări în regiunea transnistreană. Deci sub asta se pregătea o întreagă tensionare. Probabil s-au alocat și niște bugete, care bănuiesc eu așa cum se întâmplă cel mai des în cadrul bugetelor alocate în Federația Rusă, inclusiv serviciilor speciale. O bună parte s-a furat încă la Moscova până ajunge la Chișinău, a doua parte aici și o parte s-a dus pentru realizarea misiunii propriu-zise. Cum se întâmplă la ei și în cazul amestecului? Deci a fost un plan ratat, absolut evident. Dar a durat practic, eu o să închei, a durat practic 2-3 zile după ziua de 9 mai, când au mai încercat să pedaleze pe tema asta, iar apoi au pus capacul. Nici presa, nici politicienii proruși de la Chișinău nu au mai pedalat pe tema asta. Și au mers pe planul care putem să-l numim generic planul lui Lanșor. De a pune accentul pe proteste, pe cerințe cu aspect social și economic. De a juca pe nemulțumirea cu criza economică, nemulțumirea cu calitatea fie
obiectiv fie pe locuri pretins joasă a guvernării. Bine, dar ceea ce vedem este o colaborare între este o colaborare aceste forțe, vădită și mai ales între cei care sunt fugari. Exact. Dar este și o apropiere din ce în ce mai evident acestor forțe față de Federația Rusă. Uitați-vă la afirmațiile în ordine cronologică, în special după lunile aprilie, mai anul ăsta, a partidului Șor. Sau a felului în care este primită doamna Marina Tauber la manifestații date de cu ocazia Zilei Rusiei la ambasada Federației Ruse de la Chișinău. Sau afirmațiile lui Ilan Șor, care e să-și spune că vedeți că dacă băgați nu știu care sancțiuni sau vă raleați la sancțiuni împotriva Rusiei, eu o scot oamenii în stradă. Evident că există și o competiție între cazul dat Ilan Șor, probabil și alți centri cum e Platon, nu știm, putem doar să presupunem, și Partidul Socialiștilor, da, care tradițional este nu pur și simplu apropiat Federației Ruse. Partidul Socialiștilor este o jucărie a Rusiei. Ei sunt conduși integral de acolo, pentru asta a fost creat. Există și un rol al ex-președintelui Igor Dodon, care nu mai înțelege. Ce spune președintele Maia Sandu este că și-au dat mâna toți cei cu dosare, da, penale, toți cei și care... Federația Rusă. Da. Și pentru a destabiliza, în încercarea de a destabiliza situația. Revenim un pic la Transnistria. Lavrov, în declarațiile sale, cere Chișinăului să se așeze la masa de discuții cu Krasnoselski, cere Maia Sandu în special, da? Pentru un dialog direct. Ceea ce spune Lavrov sună așa, cum și Transnistria și noi pledăm pentru un dialog direct, dar judecând după declarațiile publice ale președintelui Maia Sandu și ale echipei sale, ei nu doresc un dialog atât de direct, fiind ghidați în acest sens de Statele Unite și Uniunea Europeană, aparent mizează pe o cale nediplomatică de soluționare a problemei transnistrene. Sigur, Chișinăul a reacționat imediat și a spus că nu poate exista decât o cale diplomatică. Da? Dar de ce se fac aceste declarații? Și este acum cazul ca să se așeze Chișinăul și Tiraspolul la masa de discuții sau nu? Noi nu vă dăm timpul să spuneți niciun cuvânt, cu toate că dumneavoastră sunteți cel mai bun expert în politică internă și externă a Republicii Moldova. Nu sunt deloc, eu pun întrebări. Nu, dumneavoastră înțelegeți foarte și foarte bine ceea ce se întâmplă, dar haideți să le luăm pe rând. Deci, haideți să începem cu niște fapte simple. În primul rând, din punct de vedere a Federației Ruse, regiunea transnistreană, ca un activ strategic, se află într-o situație foarte vulnerabilă acum. Da? Pentru că exact. Ucraina rezistă, deci Odessa și Nicolaev stau și, de fapt, Ucraina ne protejează pe noi. Anume, datorită Ucrainei, Republica Moldova mai există ca un stat integru cu perspective de viitor. Așa și este. Cu... Deci, fără Ucraina, n-ar fi fost posibil, pur și simplu, acest lucru. Atâta timp când ei nu au ajuns până la Odessa și Nicolaev, dar eu înțeleg, deci, din toate afirmațiile, dar și din toate politicile, că ei totuși nu au lăsat ideea de a ajunge acolo, regiunea transnistreană este într-o situație extrem de vulnerabilă, pentru că, practic, acum toate exporturile, importurile din regiunea transnistreană prin segmentul, prin segmentul transnistrian al hotarului moldo-ucrainean au fost sistate și, practic, tot trece prin perimetru controlat de către autoritățile Republicii Moldova. Da? Deci, din acest punct de vedere, eu cred că cei de la Moscova cred că, deci, Transnistria ar putea fi strangulată practic în orice clipă, dacă această decizie ar fi fost luată, nu știu, la Kiev, Washington, etc., etc. Și iată și aici există un pericol strategic, pentru că în pofida faptului că Chișinău a afirmat de nenumirate ori că noi continuăm politica noastră de reglementare politică pașnică a conflictului transnistrian și noi nu avem de gând să facem altceva. Da? Deci cei din Federația Rusă forțează notă, pur și simplu. Și sau ei vor să... Eu cred că pentru ei pierderea posibilă a regiunii transnistriene ar fi o lovitură extrem de dură și din punct de vedere a politicii interne. Dar asta e și problema. Și că eu pot să vă spun că eu știu despre ce vorbesc. Nici Kiev, nici Chișinău nu au de gând să facă așa ceva. Deci acest pericol este... mai mult, deci această opțiune este mai mult imaginată, da, de niște calcule strategice pentru Chișinău,
a zis de nenumerate ori că noi continuăm politica de reglementare pașnică, diplomatică a conflictului transnistrian. Dacă este corect sau nu, este o altă întrebare, dar aceasta este politica autorităților Republicii Moldova și care s-a schimbat. Care nu s-a schimbat și care de fapt continuă deja de foarte mult timp. Da? Și iată ideea de a porni un dialog despre reglementarea politică a regiunii transnistriene nu prea are sorți de izbândă, pentru că tu nici nu ai niciun fel de format în cadrul căruia tu ai putea să faci acest lucru. Și atunci, de ce Lavrov ar vrea să se așeze Maia Sandu și Krasnoselski la masă? Deci eu cred că până la urmă ideea este de a arăta că Chișinău cumva nu este gata, nu vrea. Și iată cumva asta se înscrie în acest scenariu despre care noi am vorbit cu dumneavoastră de la început. Acest mesaj a venit concertat cu scrisorile lui Krasnoselski. Deci că Chișinău cumva are de gând totuși să aibă această abordare nediplomatică, nepolitică vis-a-vis de reglementare transnistriană, ceea ce pur și simplu nu este adevărat. Și atunci tot asta se înscrie într-un scenariu că, știți cum, iată evenimentele care se vor produce, cumva sunt justificate de către anumite acțiuni de partea Chișinău. Deci, ceea ce nu este adevărat. Acesta este un efort propagandistic care are nevoie de ocazii informaționale pentru a susține acest narativ venit să convingă inclusiv populația din Republica Moldova că uite ce se pregătea. Aduceți-vă aminte chestii de genul declarațiile aberante ale lui Lukashenko. Dacă, iată, Ucraina ar fi pregătit un atac împotriva Belarusului. Aberații. Rei continuă să insiste, da? Și spun că, iată, dacă... A provocat și ilaritate deja, da, sau Putin, care spune că, iată, Ucraina se pregătea să atace Federația Rusă. Deci sunt niște aberații, dar așa, asta este logica lor. Plus, apropo de propagandă... Niște lucruri cum... Apropo de propagandă... Pentru că atât liderii din stânga Nistrului, da, sunt victimele acestei propagande, mă refer la propaganda de la Moscova, da, care ajunge în regiune, victimele între ghilimele, ei își dau seama foarte bine. Dar mai ales populația este pe bune victimă, deci, pentru că în zona transnistriană totuși accesul la informație nu este atât de... Ultimii de care le pasă decidenților la Moscova sunt oamenii care trăiesc în regiunea transnistriană. Dar pentru noi este un lucru foarte important și eu nu sunt de acord cu această informație, că acolo sunt oameni cu creierii spălați, etc. Pur și simplu. Sunt diferiți oameni și acolo. Corect, nu, nu, foarte corect. Noi nu trebuie să băgăm pe toți într-o... Celor de la Moscova este absolut tot una. Da, deci, bine, nu 350.000, au rămas mai puțin. Dar, de cetățeni ai Republicii Moldova? Nu contează cât sunt, 50.000 să fie. Dar în logica de luarea deciziei a Federației Rusă, nu contează cât de mult are de suferit populația de acolo. Uitați-vă cum se comportă ei cu oamenii din regiunile ocupate din estul Ucrainei. Ei sunt transformați în carne de tun și aruncați absolut nepregătiți, nedotați, luați de străzi sau de la locurile de muncă și trimis să moară despre, pe front. Despre faptul că Moscova ar fi foarte afectată de faptul că populația... Bine, nouă trebuie să ne pese de acest lucru. Pe noi ne interesează asta. Chișinăul trebuie să învețe să se comunice cu cât măcar o parte dintre oameni de acolo să le livreze informații. În spațiul informațional modern există posibilități, dar Guvernul Republicii Moldova n-a avut și continuă să nu aibă niciun fel de politică de în ce? Acest sens. Pentru că sunt incompetenți cei care se ocupă de acest subiect. Eu alte formulare nu pot să găsesc. Dar cine ar trebui să se ocupe? Birou pentru reintegrare. Și acolo lucrează câteva zeci de oameni, nu vă supărați. Nu sunt de acord. Domnul Culminski a fost vicepremier pe reintegrare. Deci adevărat două luni doar, dar... Eu vă spun un lucru. Uitați-vă, deci cei din birou de reintegrare pur și simplu nu pot să se ocupe de chestia aceasta de sine stătător. Fără implicare Parlamentului, președinția, Guvernului, deci este o sarcină super importantă pentru întreaga societate, pentru că cei de la biroul de reintegrare și viceprim-ministru de reintegrare, cine formează politici inclusiv, nici nu are împuterniciri de a negocia, Valeriu. El nu are nicio împuterniciri. Domnul Culmescu, dumneavoastră vorbesc despre lucruri diferite. Eu vorbesc despre o chestie elementară, cum ar fi să ajungem la cetățenii noștri, care sunt cetățenii noștri în stânga Nistru, cu ceva informații obiective.
Da, măcar prin intermediul acelorași rețele sociale, și asta este posibil. Nu știu, noi ca organizații am testat astfel de lucruri și ele funcționează. 30 ceva de oameni să stau acolo eu în birou pentru integrare. Instituție, eu vă înțeleg foarte bine, este firesc să o apărați. Eu dacă vreți să-mi apăr contribuțiile fiscale pe care le plătesc în fiecare lună și le plătesc la cei oameni salariile. Și stau și pur și simplu spun că nimic nu este posibil. Super, da, ai nevoie de aprobarea Parlamentului, președinte și așa mai departe, dar este jobul lor să vină cu aceste politici și să le propun. Dar nu despre birou pentru reintegrare vorbim astăzi. Legat... Bine, acolo sunt cetățenii Republicii Moldova. Exact. N-o și este interesul statului ca să ajungă cu informație adevărată, corectă în acea regiune. Există vreo cale ca asta să se întâmple? Absolut, asta sigur că există. Sigur că există. Deci și lucrurile care se mai fac în acest sens se fac aproape în exclusivitate cu contribuția unor parteneri externi care finanțează diferite programe pentru consolidarea măsurilor din credere și așa mai departe. Întrebarea mea este cu ce se ocupă o instituție întreagă guvernamentală. Da? Bun. Am trecut peste asta. Eu totuși aș vrea să accentuez câteva lucruri pentru că noi am deviat. În Federația Rusă, în materie de politică externă sau cum o tratează, asta spun, nici nu o tratează ca politică externă, un fel de gândire imperială, logica gândirii este foarte conspirologică. Trebuie să înțelegem că foarte multe sperietori și aberații care le spun ei prin toată propaganda care o lansează, mulți decidenți cred în tot asta sau cel puțin o parte din aceste aberații pe care, deci, te uiți, pare ridicol, dar mulți dintre ei pe bunii cred. Deci au un tip de gândire conspirologic și pe undeva paranoic. Adică, dacă ei văd că există un șir de scenarii, de fiecare dată îl iau ca scenariu de bază cel mai prost din perspectiva lor. Da? Din perspectiva lor, există scenariul prin care Republica Moldova ar putea pe bune să declanșeze un atac militar. Și acolo pe bune sunt oameni care în asta cred. Trebuie asta să conștientizăm, că asta nu sunt doar sperietori de propagandă. Este periculos. Deci în Federația Rusă sunt oameni care cred în asta. La fel cum, evident, sunt și regiunea transnistreană, fiind puternic influențați de... ei sunt peste tot. Ei sunt pe teritoriul controlat al Republicii Moldova. Bine, depinde cât sunt și cât de important sunt în procesul de luare a deciziilor. Din păcate, în Federația Rusă, acești oameni sunt foarte influenți în administrația de stat. Da. Și ar putea vorbi despre preîntâmpinarea acestui presidiu. Corect, deci ei poate să vină. Un lucru care trebuie să fie foarte clar. Federația Rusă astăzi nu are capacități de a interveni militar în această regiune. Ei nu pot să intervină militar împotriva Republicii Moldova. Capacitățile pe care le au în regiunea transnistreană sunt absolut limitate. Având în vedere prezența forțelor militare ucrainene în preajmă, ei sunt inutili, incapabili să declanșeze o ofensivă importantă împotriva forțelor militare a Republicii Moldova, cu atât mai mult împotriva Ucrainei. Deci un scenariu prin care a idoma evenimentelor de la începutul anilor 90 din Tiraspol spornește cineva să intervină în regiunea Găgăuză sau în alte părți a Republicii Moldova și asta este o operațiune de succes, astăzi nu este posibil. Așa, că tot ați amintit aici despre Găgăuzia, propun să luăm o pauză și să ne întoarcem după pauză. Încă câteva idei despre Transnistria importante. Dar ne întoarcem inclusiv cu ideile dumneavoastră pentru că deja trebuia să luăm pauza. Publicitate, rămâneți cu noi, revenim imediat. Da, reluăm discuția noastră. Rămăsesem la domnul Kulminski, care avea niște idei de spus despre Transnistria. Vă ascult. Deci, mie mi se pare că guvernul, de fapt, a reușit să stabilească niște canale de dialog cu cei din regiunea transnistreană și să găsească chiar un fel de numitor comun. Și acest numitor comun este prevenirea destabilizării. Da? Deci neadmiterea escaladărilor. Pentru că orice escaladare în relație cu regiunea transnistreană va avea un preț triplu sau un preț dublu față de timpurile normale. Da? Și mie mi se pare că eu știu că acest dialog este în curs de desfășurare deja de mai multe luni de zile. Da? Deci el nu este la nivel de top,
la nivelul conducerii, dar la nivel suficient de înalt ca să fie, de ca să fie abordate... de reintegrare, nu da? Dar nu doar, nu doar. Ministrul deci, Serebrean și... Nu doar, deci sunt implicați și alți oameni și... Nu, vorbeam și despre cel mai înalt nivel, este acesta. Acesta este bă, nivelul da. Formal. Și iată, da. Iată, eu cred că acum semnalele au fost pozitive și din partea regiunii transnistrene, dar și din partea autorităților din Republica Moldova, că toată lumea este interesată în menținerea situației stabile, pașnice, reglementarea pașnică a conflictului. Și, deci, acest scop, în principiu, a fost atins. Eu cred că cei mai neinteresați oameni în destabilizarea situației sunt chiar cei din regiunea transnistreană, paradoxal. Deci, noi cred că trebuie să folosim acest atu și guvernul, după părerea mea, a făcut tot ce stă în puteri ca să mențină acest dialog. Și, dar asta nu înseamnă deloc niciun fel de negocieri despre statutul politic, despre reglementarea politică a conflictului. Deci este vorba strict despre negocieri pe probleme care ar putea să ne aducă la o escaladare a situației. Și această escaladare poate să se producă foarte repede. Deci, spre exemplu, gazuzina metalurgică, comisariatul nostru din Tighina, fermieri, călătorii, deci acolo este un șir de probleme, școli, un șir de probleme care pur și simplu deci pot fi parte componentă al acestei escaladări necontrolate. Iată aici noi chiar am intrat în zona pericolului maxim și într-o situație neprevizibilă. Și foarte bine că guvernul nostru înțelege acest lucru și că deci totul este menținut așa cum trebuie să fie menținut. Și apropo, Biroul Reintegrării a jucat un rol foarte pozitiv și constructiv în toată această poveste. Eu bravo vreau lor. Să vă spun bravo lor, că deci și acolo, deci dacă noi am început să vorbim despre Biroul Reintegrării, ca să înțelegeți, acolo sunt deci 20 de oameni care trebuie să se ocupe de un domeniu masiv. Eu vă aduc un exemplu, Ucraina. Deci în Ucraina, acolo a fost un departament întreg care s-a ocupat și de armonizarea legislației. În Republica Moldova sunt legi, regulamentele guvernului cam peste tot. Deci noi nu avem un cadru strategic a reglementării transnistrene, nici la nivel legislativ, nici la nivel parlamentar. Acolo, practic, tot a fost concentrat în cadrul acestui departament mare. Tot ce se referă la reglementarea conflictelor, etc., a fost concentrat acolo. La noi sunt zeci de ministere și zeci de agenții care se ocupă de politicile lor. Dacă dumneavoastră puteți să-mi explicați ce face, spre exemplu, VAMA, ce face poliția deci poliția rutier, ce face Ministerul Economiei, decizii care au venit din diferite pe undeva din prime 30 de ani de zile, decizii politice, undeva din interese și tot așa s-a acumulat. Cei din Biroul Reintegrării încearcă să facă față situației și credeți-mă că acolo este lume foarte profesionistă. Eu chiar când am lucrat acolo, tot respect. Eu nu neg capacitatea și profesionalismul lor pe anumite aspecte, dar faptul că această problemă principală, extrem de importantă, a informării cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc pe teritoriul acesta necontrolat, nu a fost abordat, nu s-a găsit niciun fel de... Deci asta este cel puțin serios. Și faptul că Republica Moldova în 30 de ani nu și-a scris măcar o strategie pentru reintegrare, o viziune realistă, exact, dar realistă pe bune despre o viziune cum se realistă poate întâmpla. Ar trebui să includă, practic, mare majoritate a partidelor politice, a forțelor politice. Deci trebuie să fie asta o strategie comună sau nu trebuie? Sau trebuie să fie viziunea unui deci, partid? Deci poți să încerci măcar să elaborezi un document în acest sens. Bun. Care să fie supus dezbaterilor, care să... Dar noi nu avem... De unde noi știm, o susțină partidele cele această propunere exact, sau nu, dacă nu există o propunere. Da, exact. Bine. Sunt, au existat mai multe propuneri și în afară de federalizări... Da, sau acea lege din 2005 care este tratat ca o chestie extrem de bună pentru Republica Moldova, pe care eu o consider una extrem de proastă pentru Republica Moldova. Eu vreau să vă spun următorul lucru, că dacă dumneavoastră, spre exemplu, să adunați toți cei care s-au ocupat de reglementarea conflictului transnistrean, cei 10-12 negociatori, șef, viceprim-ministri din partea Chișinăului, eu vă garantez că în 4-5 ore toată echipa aceasta de oameni o să producă un plan de reglementare, o să ajungă la un consens. Participați la el? 100%. Dacă dumneavoastră o să adunați aici o masă rotundă, e că asta va fi foarte interesant. Da. Dar acum întrebarea este, clasa politică va susține sau nu
această abordare. Deci noi în genere suntem interesați. Noi acum suntem interesați de reglementarea. Ok, dacă am ajuns la acest interes. Punct, pe scurt, care variantă credeți că ar fi una bună pentru Republica Moldova de a rezolva acest conflict? Rene, dar pe scurt. Eu nu în zadar v-am spus 4 ore. Deci da, că discuțiile acestea dintre profesioniști. Pentru noi asta se reduce la în interesul național al Republicii. Eu vă spun ca la autonomiei găgăuze, federație. Trei puncte de pornire. Primul, că ca rezultat al acestei reglementări politice, Republica Moldova trebuie să rămână un stat funcțional, cu toate împuternicirile, cu politica externă care poate fi decisă la nivelul centrului politic. Primul. Da? E că asta e prima condiție, care e condiție sine qua non. Dacă să nu aibă nimeni un drept de veto sau să ne ghideze unde noi trebuie să mergem și ce noi trebuie să facem. Da? Primul. Doi, drepturile omului. Este o condiție foarte și foarte importantă pentru întreg teritoriul al Republicii Moldova și economia funcțională. Deci eu vă spun că aici este un proces foarte tehnic, dar principiile de bază sunt foarte clare. Deci dar ce statut ar obține regiunea transnistriană? Pentru că... Da. Scuze că v-am întrerupt, pentru că asta e un subiect, știți cum, în care... Așa. Mergem mai departe, pentru că Transnistria a venit în declarațiile lui Lavrov la pachet cu Găgăuzia. A spus foarte clar să nu uităm că pe lângă Transnistria, în Moldova, mai există și Găgăuzia, care de asemenea revendică un statut special, spune domnul Lavrov. Apropo, ea are unele Nu este corect. Îmi cer scuze, dar chiar aici pur și simplu nu este corect. De ce? Pentru că Găgăuzia are un statut bine definit în lege, în Constituția Republicii Moldova. Deci acolo nu este niciun fel de revendicări. Eu citesc ce a spus el. Ne mirăm că găsim falsuri în declarațiile lui Lavrov. Cred că liderii moldoveni vor face ceea ce trebuie dacă vor înceta jocurile geopolitice impuse de Occident și se vor gândi la interesele acelor oameni care trăiesc unul lângă altul. Citat încheiat. Deci eu am citat ce a spus ministrul rus de externe. Ce se întâmplă în regiunea Găgăuză? Păi, ce se întâmplă? Este parte din același scenariu când prin diferite grupuri sau persoane pe care le influențează Federația Rusă, le sponsorizează sau le controlează prin alte metode, se contribuie la acest scenariu mai larg de tensionare a situației Republica Moldova și de destabilizare. Iată aceste declarații despre regiunea transnistreană sau acele așa numite atentate, da, sau accidente, acte teroriste, unii le numesc, care au fost în regiunea transnistreană înainte de 9 mai. Deci au parte din aceeași logică de tensionare. Nu știu de ce la Moscova se consideră că în felul ăsta ei o să-și ajute trepădușii lor sau partenerii lor de la Chișinău, cum e Dodon, Șor, Platon și toți alții, să dea jos guvernul și să destabilizeze situația. Eu nu consider că asta n-ajută, pentru că ăștia vin cu această agendă socială, lumea trăiește rău, sărăcie și așa mai departe. Iar când ăștia vin cu pretinse narrative despre conflicte interietnice sau că despre că se încalcă drepturile cuiva, deci că voi ori mergeți pe chestii geopolitice sau, interietnice, sau pe chestii sociale, cumva să amestece toate, mie nu-mi pare. Bine, eu mă bucur foarte tare că ei sunt atât de prost calificat sau atât de prost înțeleg, cum spunea și domnul Kulminski, ce se întâmplă în Republica Moldova și cum gândesc oamenii, încât amestec tot de la olalt. Da, deci acele atentate în Transnistria n-au contribuit la faptul să iasă mai multă lume din nou mai. Din contra, lumea a mai stat acasă pentru că cam își făcea griji pentru ce poate să se întâmple. Deci, și asta este bine, este foarte bine că acești oameni greșesc. Nu cred că este o problemă să vorbim despre asta public, pentru că oricum ei n-au să învețe, așa cum am arătat și experiența din Ucraina, și sper încă mult, mult timp să rămână la butoane aceiași oameni care la fel de prost planifică lucrurile. Cât ține de actorii interni? În Găgăuzia sunt un grup, iată, este un grup în jurul acestui deputat în Adunarea Populară Petrov, care s-a apropiat foarte mult de Partidul Socialiștilor și ei cumva încearcă să fie cei mai vocali și mai departe. Ei au făcut tot felul de proteste. A zis că tot lumea vine la aceste proteste. În Comrat ei nu reușesc să adune nici 100 de oameni. Iată, pe asta se duc bugetele și apropo, aici eu continuu să am foarte mari întrebări la organele de stat a Republicii Moldova, de ce aceste bugete continuă să fie? Da, la fel ca și la Partidul Șor. Dar ei nu trag. Lumea în regiunea Găgăuz nu merge după acești oameni.
Da, poate ideile pe care le promovează și afirmațiile rezonează cu majoritatea populației de acolo. Probabil nu cu toți, dar cu majoritatea rezonează. Dar asta nu înseamnă că oamenii sunt gata să apuce de ceva. Da. Dacă cineva visează că o să reușească în regiunea Găgăuză să declanșeze scenarii de tip Donbas 2014, greșește amarnic. Pentru că în Donbas n-a început absolut nimic până în momentul în care acolo au apărut militari ruși, serviciile speciale ruse cu prezență fizică și armament adus din Federația Rusă și a izbucnit conflictul militar propriu-zis. Așa a izbucnit, deci n-a fost niciun fel de răscoală locală acolo. Da, existau anumite proteste, dar răscoală în sens armat nu a apărut până când acolo nu a intervenit Armata Federației Rusă, chiar dacă ei nu recunoșteau că este Armata Federației Rusă. În regiunea Găgăuză, astfel de scenariu, azi nu este posibil. Oricine crede, la Combrat, la Moscova, Tiraspol, Chișinău, că o să reușească să explodeze Găgăuzia în asemenea mod, greșește. Orice oameni în regiunea Găgăuză care o să se lase duși după asta, că speră că o să le reușească un scenariu de tip Donbas, pur și simplu își expun propria lor viață și sănătate unor pericole și ar fi cazul să, cel puțin să nu fie naiv să creadă că așa ceva este posibil, da. Dar să fie rațional și să nu se lase atras în astfel de scenarii. Ați răstit un nume al deputatului Petrov, care a atras atenția foarte mult în ultima perioadă. Chiar am văzut un articol și pe Moldova.org. Cine este Victor Petrov din Găgăuzia și de ce ar putea fi periculos pentru securitatea Republicii Moldova? Despre Petrov îi vedem și fotografia ca să se știe despre cine vorbim. Despre Petrov vorbește și Armand Goșu într-un material din publicat în România. Acest om este, înțeleg eu, deputat în Parlamentul Local, este fondatorul asociației care a deținut site-ul gagauznews.md închis, desis, pentru promovarea de informații care incită la ură și război. Are legături cu, citez din presă, nu sunt afirmațiile mele, citez din presă, are legături cu Grigore Caramalac, conectat cu socialiștii și cu Federația Rusă, spune acolo. La începutul anului 2020 a creat o organizație prin care oferă pachete alimentare oamenilor din regiune și transport gratuit pentru Comrat și Ceadăr Lungă. Asta am mai văzut și la partidul Șor. Și este cea mai ușoară modalitate de a corupe electoratul. Corupe oamenii. Bine, și de fapt, spre acest Petrov, ca și un grup mult mai mare, printre primii am scris noi organizația noastră într-o investigație publicată în vara anului 2021, atunci când a apărut un fel de mișcare de Uniune Națională, sau cum se mai cheamă asta, care umbla și susținea blocul comuniștilor și socialiștilor în frunte cu un tovarăș Culibaba, care acum este, cred că arestat și a fost urmărit pentru omor la comandă în anii 90, de fapt un reprezentant al grupărilor criminale din Federația Rusă, care este cetățean rus, nu are nici măcar cetățenie Republicii Moldova, dar el conducea această mișcare care chipurile promova patriotismul moldovenesc. Acest Petrov făcea parte din același... Deci și vorbim despre oameni conectați la grupările de crimă organizată. Și inventăm... Acolo s-ar putea, am citit, s-ar putea să nu fie adevărat până la urmă, dar că el ar putea fi candidatul pe care să-l sprijine socialiștii la funcția de bașcan al regiunii. Da, să-l susține. Deci eu cred că el nu are nicio șansă să scrie. Mai sunt și alte nume vehiculate. Oamenii în regiunea Găgăuză sunt raționali. Dincolo de faptul că poate susțin anumite narrative a propagandei ruse, dar oamenii în regiunea Găgăuză totuși sunt raționali și nu le place. Da, poate acolo de un loc în adunarea populară a adunat el. Mai mult ca atât că el a încercat să obțină și funcția de speaker al adunării populare, dar nu a adunat voturi. Spera că o să-și facă un grup de deputați și mai mare, a fost de fapt mult mai mic, a fost nevoit să facă coaliție cu socialiștii și chiar împreună n-au creat majoritate în adunarea populară. Și asta este un indicator extrem de important. Da, vorbim după pauză, iar trebuie să luăm pauză. Vorbim despre vizita Maiei Sandu acolo, pentru că ea a plecat cu intenția de a calma spiritele, dar ce a ieșit până la urmă, a reușit sau nu, discutăm după pauză și de ce s-a dus președintele acolo, ce a reușit să obțină. Mai sunt și alte nume care sunt vehiculate ca fiind sub influența Rusiei și ar avea niște sarcini acolo în regiune. Luăm publicitate, rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Continuăm. Spuneam înainte de pauză că
sunt niște personaje acolo care au niște, și mai era și deputatul Cimpoieș adus de presă ca exemplu, care cere negocieri directe cu Moscova pentru a obține gaz mai ieftin, și este și un alt personaj super mega arhi cunoscut care a avut un rol și anterior în regiune, este Mihail Chendighelian, despre care cred că cei care s-au documentat pe subiectul Găgăuzia știu. Acum este reprezentantul sfatului bătrânilor al autonomiei și a avut niște declarații foarte controversate. Spune că la Congresul Deputaților de toate nivelurile, care va avea loc curând, în 2 octombrie, va cere Rusiei și Turciei să protejeze autonomia găgăuză de România și susține că România ar putea ocupa Republica Moldova în cazul în care trupele Federației Ruse vor intra în regiunea Odessa. Iată ce declarații interesante. Și încă câte din astea o să auzim și am auzit. De bine, zice, sunt oameni care au un stagiu foarte vechi, mai există acest om Burgurji, arhicunoscut încă de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, care au participat activ într-o tentativă de provocare a unui conflict mult mai adânc, implicând pe de-o parte majoritatea vorbitorilor de română, moldoveni din Republica Moldova, și găgăuzii de altă parte. Slavă Domnului, nu le-a reușit acest lucru și, din nou, nu trebuie să fim naivi, nu a picat această tentativă doar pentru că s-a calmat lumea, dar pentru că n-a fost o prezență militară. Ce înseamnă revenirea lui Formuzal? Și-a anunțat revenirea și faptul că vrea să candideze la funcția de bașcan al Găgăuziei. De 7 ani din spațiu public, plecat în străinătate, a avut și niște și un dosar la un moment dat. Scena politică în Găgăuzia este destul de fierbinte, pentru că o să avem alegeri anul viitor și e clar că va participa foarte multă lume în aceste alegeri. Dar eu totuși aș sugera, mie nu mi-a plăcut tonalitatea discuțiilor, deci care a apărut în ultimele săptămâni, pentru că mie mi se pare incorrect să punem pe toți într-o aceeași oală. Și din cei din Găgăuzia. Deci noi nu vorbim despre Găgăuzia sau poporul găgăuz per se. Pentru că acolo mare majoritate... Dar nu există poporul găgăuz, există populația din autonomia găgăuză, corecți, ca să nu... Să nu intrăm în această... Sau există poporul găgăuz. N-are importanță. Eu nu cred că noi... Așa cum noi am discutat, noi am intrat acum în zona de turbulență maximă, care deja a început. Da? Și tonalitatea discuțiilor despre Găgăuzia, despre statut, la care nu este binevenită. Tonalitatea acum. Cui? A discuțiilor? Ce fel de discuții? La ce vă referiți? Și din Chișinău, și din Comrat. Da? Deci au fost voci care ziceau că noi trebuie să anulăm autonomia Găgăuză cu totul, acum. Da? Mm-hmm. Deci cei din Găgăuzia... Da, acum, sigur, nu este timpul cei din Găgăuzia, cei din Găgăuzia ca răspuns spuneau că Chișinău vrea să ne atace. Da? Și asta provoacă un conflict pe loc gol. Pur și simplu. Acolo unde pur și simplu nu există niciun fel de conflict interietnic în Republica Moldova. Acest lucru trebuie să fie înțeles de către toți. Da. Nu există niște supărări care nu pot fi depășite printr-un dialog calm, rațional și pașnic. Nu sunt probleme care nu pot fi rezolvate printr-un dialog calm, pașnic, și tehnic. Ce este cu relația aceasta de dualitate tehnic între bașcanul Irina Vlach și președintele Maia Sandu? Ce este de... Relația aceasta de Irina Vlach face politică, ea este politician, ea este într-o criză personală în cariera sa politică după ce a dominat lejer aproape 8 ani de zile viața politică din regiunea Găgăuză și spre deosebire de orice altă regiune în Republica Moldova, în Găgăuză există politică care mergea nu prost până nu s-au amestecat niște oameni de la în primul rând Plahotniuc, care duce o vină enormă. Deci el a făcut o mare mizerie, s-a băgat acolo și a stricat felul oarecum firesc în care se întâmplau lucrurile în regiunea Găgăuzii. Nu era perfect, dar exista o competiție politică, exista o viață politică, da, ea nu era perfectă, dar totuși era democratică. El a intervenit, a intrat în colo cu toporul, a
denaturat felul lucrurilor și a ras pur și simplu practic scena politică de la Combrat, a eliberat-o pentru Irina Vlah, pe care el a susținut-o. El a intrat acolo cu Iralov, Barsetca și procurorul. Nu, cu, în primul rând, cu Botnar, cu Constantin Botnar. Dar trebuie să înțelegem un lucru. Dar cine este Irina Vlah? Ea nu este căzută din pod. Este un om foarte experimentat în politică, din sistem, din Partidul Comuniștilor, care a fost susținută și ajutată de Plahotniuc să obțină aceasta. Dar care n-a reușit să-și creeze o echipă suficient de mare. Ea nu are aproape deloc susținere în adunarea populară a regiunii, a autonomiei. Dar el nu are oamenii, un fel de partidul lui Irina Vlah, în această adunare parlamentară, în adunarea populară. Ea nu lasă în urma sa un urmaș sau o urmașă. Are și plusuri. O femeie aleasă în fruntea autonomiei găguzei este un plus indiscutabil. Însă și acest fapt. Dar ea își caută rostul mai departe în politică. Ea vrea într-o politică la nivel mai înalt și tot încearcă să găsească o modalitate. Însă, eu oricum nu consider că autoritățile centrale fac totul suficient de inteligent, inclusiv în relația cu ea. Inclusiv să nu-i dea motive pentru aceste manipulări a opiniei publice pe care ea le face. Deci acestea sunt lucruri evitabile. Astfel încât și populația din întreaga țară și în special cei din regiunea Găgăuză să știe că Irina Vlah minte, manipulează, că ea este inițiatoarea acestor relații tensionate și proaste între ea și administrația centrală din Republica Moldova. Bine, plus, dar ea, trebuie să înțelegem un lucru. Ea spune că actuala guvernare vrea să destabilizeze situația Irina în Găgăuză, Vlah, iar regiunea să fie Irina izolată. Irina Vlah este un exponent, la fel, al intereselor Federației Ruse, pentru că este dependentă. Aduceți-vă aminte primul mandat cum l-a câștigat. A umplut regiunea Găgăuză cu placate în care scria împreună cu Rusia. Și scopurile ei politice majore au fost ca în diferite evenimente să-și tragă câte o poză pe alături de Vladimir Putin. Și ea este dependentă de această susținere politică. Ea nu poate scăpa de ea atât de ușor. Nu știu, poate există și interese de business acolo, nu mai iau să presupun, dar trebuie să înțelegem că ea nu poate să meargă împotriva acestei agende. Plus, ea este în căutare. Ea își caută un rost în politica din Republica Moldova, dar cred că îi dăm prea mult Maia Sandu timp. A fost în zonă, în încercarea de a găsi, eu știu, o cale de a discuta cu oamenii de acolo, așa cum este firesc, cu deputații din zonă. Înțeleg că v-ați ocupat de acea vizită într-un fel, ați moderat acea discuție pe care noi am văzut-o ulterior, am văzut niște fragmente destul de tensionate din acea discuție. Spre regret nu am moderat-o, doar am moderat discuția cu primarii care a urmat după acea discuție și care a fost, apropo, foarte productivă, foarte calmă, foarte rațional. Dacă eu am fi moderat discuția de la adunare populară, pentru că eu am făcut moderarea... Dar ați fost acolo? Eu am fost acolo, da. Dar și ce s-a întâmplat? De fapt, ce s-a întâmplat acolo? De ce Iarăși noi trebuie să înțelegem un lucru. Deci, de fapt, această sarcină de a calma spiritele, eu cred că poate ea nu a fost atinsă pe deplin, dar va fi atinsă. E foarte bine că a fost acolo în vizită doamna președinte. Eu cred că e cazul că fiecare ministru să meargă în Găgăuzie frecvent. Cei din Parlament. Deci eu nu văd de ce o vizită al unui oficial trebuie să fie un eveniment ieșit din comun. Și nici nu este, pentru că nu deci, e primul desigur, președinte deci, al Republicii cum, Moldova cum, care ajunge la Așa cum a zis Valeriu, dacă cineva vrea să creeze sau cineva dorește să creeze o cauză informațională sau un conflict din această vizită, desigur că este destul ușor de făcut acest lucru. Dar asta trebuie să fie un lucru foarte obișnuit. Deci nu trebuie să fie absolut nimic ieșit din comun. Problema este din că această vizită n-a avut loc anterior, dar s-a lăsat spațiu pentru toată această dezinformare, speculații. Exact. După mine, greșeala a fost formatul acestei întrevederi, că s-a decis întâlnirea cu întreaga adunare populară. Regiunea Găgăuză este... Dar n-a fost întreaga. A fost acolo 32 de deputați. Eu cred că formatul a fost corect, pentru că dacă
nu s-ar fi întâlnit, doamnă președinte, cu toți deputații din adunare populară, deci ar fi fost mult mai multă gălăgie, că iată, cineva a fost ales și alții au fost lăsați în afară sele. Eu nu zic că a fost greșit. Greșit a fost faptul că acest dialog firesc, necesar, comunicare, a început din start cu un astfel de format. El trebuia să fie pregătit cu mult mai multe întrevederi și la nivel, nu neapărat că președintele țării trebuie să meargă și... Eu poate o să spun un lucru care poate părea banal, dar regiunea Găgăuză are o cultură specifică sau autentică și acolo ca să comunici cu lumea trebuie să te mergi să te întâlnești în parte, în fiecare localitate. Sunt foarte primitori. Cum spunea un politician cu experiență, trebuie să ai și ficat bun ca să treci și să reușești. Bine, să comunici toată lumea. Bine, asta se referă în majoritatea, deci, efectiv, la majoritatea localităților, la Moldoveni în general. Exact. Și astfel trebuie de pregătit și menținut astfel de dialog. Nu începi deodată cu ea, atunci toți. Dar haideți să vedem despre ce vorbim. Un pic doar, să ascultăm un pic, să înțeleagă cei de acasă despre ce vorbim, cei care nu au văzut aceste imagini. Turnul всё. Соберитесь, поедьте в Российскую Федерацию, договоритесь о цене на газ, вы. Для того, чтобы уменьшить цену, это недостаточно, чтобы только мы захотели это. А вы уверены, что они не хотят? Да, я уверена. Чем уверены? Вы идете на Крымскую платформу, говорите чушь, которая не соответствует действительности. Когда мне идти договариваться о цене и нормально вести диалог, но это неправильно. Să calmeze spiritele acolo. Păi de asta și întreb. Mi s-a părut că erați dumneavoastră. Da. Nu, eu eram acolo în sală, dar eu nu moderam tot acest eveniment. Probabil că... Ce s-a întâmplat? De ce? Uitați-vă, deci noi am văzut doar o bucată mică de la acea întâlnire. Da. Pentru că a fost o discuție dificilă, ca de obicei. Pentru că acolo se acumulează multe probleme și lumea, cumva, știți cum vrea să le exprime și să le aducă la cunoștință autorităților de cel mai înalt nivel. În principiu, haideți eu să vă spun așa, 30 de deputați se comportau respectuos, deci vorbeau despre probleme reale care trebuie să fie rezolvate, da? Și cam nu își depășeau atribuțiile, haideți să spunem așa. Deci era vorba aici doar despre câțiva oameni, trei, mai bine zis, da? Care creau toată această gălăgie. Și ceea ce spune Valeriu, că ar fi trebuit de mers de vorbit, probabil, dar acest lucru s-a făcut. Dar în orice caz, dacă cineva vine la o asemenea întâlnire cu un scop foarte clar, cu o intenție foarte clară de a zădărnici toată întâlnirea și de a provoca un scandal, acest lucru se întâmplă. Vrei sau nu vrei tu? Deci asta a fost intenția. Dar iarăși eu vreau să vă spun că marea majoritate, deci acolo a fost o întâlnire bună, o întâlnire productivă și chiar acolo a fost trase mai multe concluzii și eu sunt sigur că acest dialog va continua, da? Nu trebuie să fie o vizită a președintelui țării în autonomie gagauză, ceva ieșit din comun. Pur și simplu această abordare este totalmente greșită. Trebuie să fie o vizită normală, deci bine pregătită de la început și eu sunt sigur că chestia aceasta se întâmplă. Și apropo, eu cred că potențialul de destabilizare prin regiunea Gagauză este foarte și foarte mic. Da, este pur și simplu exagerat. Este exagerat pentru că nu trebuie să existe neglijență, dar... Conflictul nici nu există, dar este creat ceva pe loc gol și lumea încearcă cumva să creeze un conflict. Se încearcă alimentarea unui conflict, inclusiv prin toată această dezinformare și propaganda urii care se face. Nu trebuie să fim neglijenți, să spunem că nu există nicio problemă. În momentul în care acolo există foarte multă lume care crede în aceste minciuni, pentru că în regiunea Găgăuză noi avem o situație prin care ei sunt mai mult în spațiu informațional al Federației Ruse decât în spațiu informațional al Republicii Moldova. Și aici este o altă problemă, deci care practic a fost trecută cu vedere, pentru că ea a fost discutată la Universitatea de la Comrat. Cultura găgăuză și limba găgăuză. Deci da, noi acum, spre regret, avem situația în care practic nu sunt școli în limba găgăuză și cultura găgăuză. Nu sunt profesori, deci nu sunt profesori de limba găgăuză și noi nu vorbim de română, deci română este o altă problemă. Exact. Pentru că dacă cineva, spre exemplu, în 30 de ani de independență a Republicii Moldova,
regiunea Gagauza a devenit mai rusificată decât în perioada sovietică. Și asta acum, este un fapt. Acum, deci acolo sunt două școli cu predare în limba română. Chiar cu predare în limba română, deci tu te duci și înveți acolo în limba română, da? Toate obiectele tu cât le înveți în limba română. Cât am fost eu în autonomie, două școli. Nu am întâlnit oameni care să vorbească. Și eu vreau să vă spun că cererea este mare? Extrem de mare. Nu, deci acolo cererea depășește oferta. Lumea vrea să facă acest lucru. Situația, deci autoritățile din autonomie și primăria Comrat de ani de zile cer autorităților centrale să construiască, să deschidă încă un liceu cu predare în limba română. Predare în limba română, corect. Deci Guvernul Republicii Moldova n-a făcut absolut nimic. Până la urmă, doamna Vlah, așa cum pretins prorusă este ea, s-a înțeles cu autoritățile române. Și Guvernul României construiește la Comrat un liceu nou cu predare în limba română pentru că cererea oamenilor din Comrat ca să-și învețe copiii în limba de stat este mult mai mare decât capacitatea dacă noi vorbim, liceului existent. Dacă noi vorbim despre coeziunea socială, asta este un pas foarte concret spre coeziunea socială. Dacă lumea cunoaște limba română, deci atunci copiii de la universitate nu vor fi nevoiți să plece la studii în regiunea transnistreană sau undeva mai departe, deci ei vor veni aici, la noi în Chișinău, vor rămâne aici pentru că cheltuielele le comportă sistemul nostru educațional, național. Și după asta noi pierdem aceste investiții. După ceea ce a fost la Comrat, această vizită, dumneavoastră am văzut că ați spus că Irina Vlah ar fi absentat de la 40% din ședințele guvernului și ar fi putut ca să participe și să rezolve anumite probleme. A fost această declarație pentru că... Nu contează doar faptul că a lipsit, dar ce a făcut la celelalte 60? De câte ori a ridicat acele probleme? Întrebarea este următoare. Deci, acolo foarte mult s-a vorbit despre probleme de nivel executiv. Prețul la gaz, negociere, etc. Toate aceste probleme trebuie să fie ridicate săptămânal la ședințele guvernului. Și eu am fost la acele ședințe ale guvernului, da? Și eu nu prea am auzit discuții de acest fel. Deci acolo trebuie să discuți, pentru că asta este una din împuternicirile. Ai o platformă? Este una din împuternicirile pe care le are ea este membru autonomie, din oficiu al guvernului. Din oficiu. Ceea ce nu are nicio altă autonomie din Uniunea Europeană. Doamna Vlah este unul din cei mai longevivi membri ai Guvernului Republicii Moldova. Nu știu dacă a mai fost cineva care a fost în guvern atâția ani cât am impresia că Serafim Mureșea. Asta nu a fost niciun fel de critică. El a fost, prin calitatea lui de primar al capitalei. Nu a fost niciun fel de critică. A fost mai mult o sugestie. Cum pot fi folosite mai eficient pârghiile care sunt disponibile pentru autonomie Gagauza? Dreptul la inițiativă legislativă. Haideți să ne întrebăm de câte ori a fost folosit, spre exemplu, acest instrument sau acest mecanism. Dacă există colaborare directă dintre Adunarea Populară și Parlamentul Republicii Moldova, deci acolo sunt multe chestii, o grămadă de chestii care pot fi folosite și care nu sunt utilizate. Da. Nu trebuie să le eficientizăm. Acum am văzut reacția purtătorului de cuvânt al doamnei Vlah, care vă întreabă pe dumneavoastră în ce calitate domnul Kulminski își permite să dea nota activității conducătorului Găgăuziei. Cum de v-ați permis? Eu vreau să vă spun următorul lucru. Cine v-a împuternicit să organizați vizita șefei statului, să jucați rolul de intermediar între PAS și grupul de deputații adunării parlamentare a Găgăuziei. Primul, eu nu știu cine este domnul respectiv, niciodată nu l-am văzut în Andrei viața Viadutenco. Nu știu cine este. Dar trei precizări foarte importante. Nu am fost eu cel care a organizat această deplasare deloc. Și, spre exemplu, dacă dumneavoastră ați fi vrut să mergeți acolo la aceste întâlniri, care este problema? Deci dumneavoastră vedeți vreo problemă? Eu nu. Nu văd nicio problemă. Primul. Doi. Eu nu am dat niciun fel de aprecieri activității doamnei Vlah. Niciun fel de aprecieri, pentru că nu este sarcina mea. Eu doar am spus că sunt instrumente care pot fi utilizate mai eficient. Și am adus statistică că la 40% din ședințele guvernului nu era prezent Bașcanul Găgăuziei. Deci asta e statistica. Vreau să ne întoarcem acum acasă, că suntem pe final de emisiune și vreau să văd care sunt potențialii scenarii. Prea mult timp. O precizare care este totuși importantă, este dialogul este necesar. În același timp, guvernul de la Chișinău nu trebuie să dea motive nicicui să creadă că prin astfel de provocări ieftine pe care le fac ei, fac guvernul de la Chișinău să fie frică sau să ezite sau pot să efectiv să-l șantajez cu astfel de prostii. Din păcate, opinia mea este că în anumite situații, guvernul de la Chișinău este cam slab de fire.
Nu se referă doar la aceste, dar în genere toate provocările organizate de Federația Rusă și agenții săi de influență. Deci se face un fel de descurajare a acțiunilor firești de apărare a propriilor interese pe care guvernarea, guvernul la cine trebuie să o facă. Apropo de guvern, este capabil, pentru că putem intui totuși ce ne așteaptă în această iarnă, uitându-ne la țări mult mai dezvoltate, pregătit, care sunt independente energetic, care pot să se administreze, care au mai mulți bani, care știu ce trebuie să facă. Și care au un guvern puternic. Și care au un care guvern... îi controlează situația. Asta am vrut să întreb în acest moment. Este guvernul capabil ca să facă față acestei crize care ne așteaptă? Și, bineînțeles, ne uităm și la tot felul de provocări. Nu vorbim mai de criză energetică, dar da, tot ceea ce... vulnerabilități care ceea ce sunt și vor fi exploatate. Este loc de mai bine din partea acestui guvern. Eu sper că vor urma o serie de remanieri guvernamentale, pentru că sunt oameni care nu fac față sau sunt oameni care pur și simplu nu conștientizează prea bine după un an de zile unde au nimerit și nu au atitudine serioasă față de lucruri. Cel puțin asta spune premierul, că până la sfârșitul lunii septembrie se așteaptă. Bine, după mine ele sunt întârziate, aceste remanieri, dar așa sau altfel este, mă rog, probabil au anumite argumente. Noi nu cunoaștem toate agendele, ce se întâmplă fiecare zi, ca să putem să concluzionăm dacă la timp sau nu chiar la timp. Un ministru a plecat. Da, cu întârziere, a, da? Părerea mea. Dar, doamna Cantaragiu. Dar ce este important, deci trebuie schimbat felul în care comportamentul, dacă vreți, a guvernului, a guvernării. Ei trebuie, într-adevăr, să transmită mai mult siguranță în societate. Pentru că uneori se creează impresia, am vorbit anterior de aceste provocări minore, până la urmă, care sunt, mă rog, nu atât de importante, care sunt în regiunea Găgăuză, și se creează impresia că acest guvern poate fi șantajat, deciziile lui pot fi foarte ușor influențate. Sau chestii de genul ăsta că nu facem sau nu spunem nu știu ce, ca să nu provocăm critici. Păi ok, păi, dar în rest ce, nu vă critică nimic cu motive sau fără oricum vă critic. Deci există minusuri sistemice în funcționarea acestui guvern, care nu vor fi soluționate doar prin schimbarea anumitor oameni, trebuie schimbat totuși felul în care se întâmplă multe lucruri. Mă așteptam să spuneți, trebuie schimbat guvernul... Deci, nu cred că nici asta ar fi neapărat o uimită. Eu cred că sânge. Dar, nu, ca să închei, noi avem în față, indiferent cine este în guvern astăzi sau nu este, o schimbare de regim în Republica Moldova nu este posibilă după modelul... O schimbare de guvern, nu schimbare de regim. De guvern. De regim, nu, pentru că astăzi avem totuși un regim ales legal, prin schimbare de putere, înțeleg, da? Schimbare de putere, da. Schimbarea de putere este posibilă prin declanșarea alegerilor anticipate. Eu nu cred în opțiunea unor scenarii de forță, chiar dacă înțeleg că există încă foarte mulți oameni corupți în organele de forță din Republica Moldova și cineva poate să încerce să le racoleze. Noi nu suntem totuși tipul de stat slab, nu știu cum existau în anii 70-80 în regiunea Americii Centrale sau pe undeva, unde un grup mic din organele de forță poate să cucerească puterea, da? Sau da, să instaleze un regim militar. Respectiv, unica opțiune care este posibilă este prin declanșarea unor alegeri anticipate. Asta poate să se întâmple doar prin ruperea majorității parlamentare, care este totuși una confortabilă, 63 de oameni, deși cumva pe mine un pic mă deranjează că eu foarte rar văd mai mult de 54-53 de voturi pe un proiect de lege sau pe un proiect de hotărâri. Nu știu dacă am văzut vreodată 63 de voturi de plin din partea majorității parlamentare. E o problemă, poate oamenii trebuie să vină la lucru. Păi normal că nu sunt prezenți. Întrebarea mea este de ce asta devine un fel de constantă când 20% din fracțiune nu este pe loc. Da. E o problemă de atitudine și asta. Și nici n-a înțeles că toți trebuie să voteze pentru, dar să fie dar prezenți. Să fie. Dar, da, bun, dincolo de asta, o potențială rupere a majorității parlamentare este posibilă fie prin alimentarea unor sciziuni interne în partidul PAS și anumite premize, din păcate, eu cred că există. Da, se vorbește există, nu doar se vorbește, dar se și vede. Cu ramificații în domeniul justiției și a organelor de forță în general. Și aceste tendințe trebuie stârpite, iar cei care... și majoritatea, apropo, cu un trecut extrem de întunecat în perioada lui Plahotniuc, trebuie eliminați de la orice proces decizional, pentru că ei doar contaminează cu tot felul de
nici nu știu cum să le numesc corect în română, în rus, razborci, da? Deci aceste reglări de conturi fac tot felul de comploturi, unii împotriva altora. Aceștia nu sunt oameni care au interesul de a obține rezultate, de a face viața oamenilor mai bună, de a face reforme. Deci, da. Iată, aceasta este o vulnerabilitate foarte mare. Plus anumite lupte interne în PAS. Iată, aceleași competiții pentru o eventuală candidatură la funcția de primar de Chișinău, mă tem foarte mult să nu genereze niște fisuri sistemice în interiorul partidului, pentru că partidul PAS, dar există acolo o luptă pe pentru impresia mea este că din ce vedem așa că răsare exact. La suprafață, mie îmi pare evident că aceste lucruri sunt. Da. La care adaugi că vorba împart blana ursului din pădure, dar se pot crea niște sciziuni pe termen lung. Fracțiunea parlamentară a PAS-ului nu s-a creat cumva, în special că este atât de mare. Deci acum în parlament a intrat omul de locul 76, am impresia. Deci oamenii ăștia efectiv nu se cunoșteau între ei când au ajuns în Parlament. Nu există, știți, cumva o echipă consolidată. Uh-huh. Partidul era un partid destul de tânăr, da. Care a crescut rapid. Da. Deci, iată, astea sunt riscuri majore pe care eu le văd și care trebuie evitate, mitigate, urmărite cu mare atenție, pentru că există foarte mulți doritori. Să stimuleze aceste scindări, să stimuleze aceste conflicte interne. Eu mă refer la celebrii fugari, dar există și foarte mulți exponenți al sistemului cleptocratic care au rămas aici pe loc și încearcă să infiltreze, se infiltrează uneori cu succes, da, trebuie și joacă pe aceste sceziuni. Iată, asta este un pericol real. Iar în proteste masive, în frunte cu Șor și Dodon, deci Dodon este astăzi cel mai popular lider de opoziție. El este judecat. El afirmă că are un dosar fabricat la comandă. El vine la judecat, acolo vin 20 de oameni, doamna Bogza. 20 de oameni. Atunci când unii activiști sau oameni care întâmplător au venit la protest în 2017, Plahotniuc i-am băgat la închisoare, la ședințele de judecată veneau mult mai multă lume decât vine astăzi pentru Dodon. Oamenii ăștia nu au capacitate să facă proteste. Șor, ca să facă o imagine frumoasă la televizor, a încercat să-l aducă pe Kirkorov să-i facă la număr. Oamenii nu vin la protestele ușor nici măcar pentru bani. Ei nu pot destabiliza situația singuri. Eu sigur că vreau să vă rog pe scurt să ne spuneți despre ce scenarii ar putea fi vorba de destabilizare, dar și repede pe scurt să-mi răspundeți pe scurt la o întrebare. Am văzut că și în Autonomia Găgăuză o doamnă deputat i-a spus Maiei Sandu să se ducă la Moscova și să negocieze prețul la gaz. Asta auzim și de la Dodon. Dumneavoastră ați fost acolo, ați făcut parte, mă rog, din acest proces. E un lucru realist, da? Să te duci, să ducă Maia Sandu și să negocieze prețul la gaz? Adică ar obține un preț mai bun și în schimbul la ce? Răspunsul la această întrebare este nu. Nu? Foarte pe scurt. Nu. Deci nu. Dar cu referire la posibile scenarii, eu cred în scenarii de destabilizare. Eu nu cred că noi pur și simplu trebuie să ne așezăm în fotolii și să ne relaxăm. Deci eu cred că aceste scenarii sunt posibile. După ce Federația Rusă a atacat Ucraina promițând că nu va face acest lucru, deci acordul de la Budapesta din 1994, că deci eu nu pur și simplu nu cred în promisiuni, eu nu cred în dreptul internațional, eu nu cred în acorduri la etapa actuală aici în Republica Moldova, nici neutralitatea nu ne va salva, nimic nu ne va salva, în afară de înțelepciunea guvernului. Și aici eu vreau să vă spun că mie mi se pare că guvernul ar beneficia din sânge nou. E important să aibă un sânge nou și foarte important... Ce înseamnă asta? Un nou guvern sau o remanier? Oamenii, deci eu nu vreau să dau apreciere aici, dar eu, din punct de vedere a oamenilor, deci oamenii trebuie să fie în siguranță că guvernul controlează situația, că guvernul știe ce face și că guvernul poate să facă față provocărilor. Acest lucru este foarte important. Deci guvernul trebuie să fie foarte, foarte și foarte serios, acest grav. Acest guvern este capabil doriți. Ca să fie acest așa. Guvern în principiu ar trebui să fie capabil. Eu vă spun că oamenii noi, sânge nou în acest guvern ar ajuta foarte mult. Și eu sunt sigur că până la urmă noi ca Republica Moldova vom face față acestor provocări și cum a spus colegul meu din platou, cei care cred că acest scenariu de destabilizare poate trece atât de ușor în Republica Moldova și cumva să aducă la putere un guvern, un alt
guvern sau un alt regim, greșesc amarnic, pentru că nu este atât de simplu și Republica Moldova este mult mai rezilientă decât cred unii și oamenii aici se gândesc altfel decât cred cei care elaborează aceste scenarii. Chiar dacă conștientizăm că Federația Rusă își dorește acest lucru foarte mult, este ultima care să încheie același, am început cu Sluțchi, care a menționat aeroportul din Tiraspol. Da. Aeroportul din Tiraspol a apărut în negocierile privind acordul cu gazele de anul trecut, ca una dintre potențiale condiții înaitate de Federația Rusă, Valeriu, pentru spus, anumite... Aeroportul din Tiraspol. Apropo, noi încheiem, dar totuși ce a fost că ce este acezarul la nivel de oficial de rang foarte înalt, președinte, premier, se vorbește despre demnitate, nu ne vindem țara. Ce a apărut acolo până la urmă? Domnul președinte a spus foarte corect și foarte clar că pur și simplu nu a ajuns la aceste discuții. Asta pentru a spus, că de la bun început, de la bun început, la noi în emisiune, de la bun început, s-a dat de înțeles că niciun fel de alte probleme în afară de problema contractului pe livrarea gazelor nu vor fi discutate. Și gata. Dar, deci, și nu au fost discutate acolo probleme politice, nu a fost discutat despre aeroport, etc. Ar fi putut obține un preț mai bun? Cu toate că ceea ce a zis domnul Sluțchi, desigur că este o afirmație extrem de provocătoare față nu doar de Republica Moldova. Pentru noi este o provocare enormă. Dar este o provocare și pentru regiunea transnistreană, și pentru Ucraina, și pentru România, dar și pentru NATO. Pentru că dacă tu vorbești despre crearea unui aeroport militar în regiunea transnistreană... Nu trebuie creat, el există. El există, da. Deci tu provoci anumite răspunsuri. El există, scuze, trebuie... Pentru că aceste, nu este pur și simplu o afirmație viață, care este aruncată în aer. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare la emisiune. A fost o discuție interesantă și vie. Da, să sperăm că și pentru telespectatorii noștri a fost la fel de interesantă. Domnilor și domnilor, vă mulțumim din suflet că ne-ați urmărit și în această seară. Ne vedem joia viitoare, sper, cu ministrul reintegrării, vicepremierul Serebrean, vicepremierul pe reintegrare. Ne vedem joia viitoare. Vă doresc o săptămână liniștită. Noapte bună!